La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc la Timișoara mai multe manifestări prilejuite de aniversarea a 145 de ani de la atestarea Camerei Avocaților Timișoara. Acestea au fost organizate de Baroul Timiș și în program s-a aflat și o conferință profesională organizată în parteneria cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu participarea unor judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și a unor reputați profesori din România. La aceste manifestări au fost prezenți și reprezentanții avocaților din Baroul Maramureș. Decanul acestuia, Florin Andrei a afirmat că în capitala Banatului s-a decis organizarea unui eveniment la fel de important în Baia Mare. Este vorba despre o conferință cu participare internațională. Am primit uh, uh, confirmarea faptului că la acest eveniment vor participa un număr de minim șase magistrați ai Curții europene a Drepturilor Omului. Suntem un barou mic, însă cred și sper și sunt sigur că voi reuși să realizez acest eveniment măreț pentru uh, uh, practicanții dreptului în județul nostru uh, cu atât mai mult cu cât vor participa și avocați din alte barouri, respectiv satul Mare Bistrița Sala și Cluj la acest eveniment, și în mod expres vă spun că în premieră voi avea întreaga conducere a Uniunii Naționale a Barorilor din România. Manifestarea va avea loc între 3 și 6 decembrie, iar dacă lucrurile au fost stabilite în Timișoara, ideea organizării este ceva mai veche. Asta spune decanul baroului Maramureș. Eu inițial am discutat la conferința din vara anului trecut la Cluj-Napoca cu reprezentanta României la Curtea Europeană a drepturilor omului, cu doamna profesor doctor magistrat Iulia Motoc, care îi mulțumesc pe această cale pentru că în în urma celor discuții am stabilit oarecum că în cursul anului 2020 vom reuși să organizăm o astfel de conferință. Însă, desigur, am fost puțin sceptic la început, raportat la faptul că la ordine, să spun așa, sau în așteptare stau foarte multe instituții din Uniunea Europeană și nu numai. Acești magistrați prezentând conferințe la nivel mondial, Tokyo, Sydney, Los Angeles. Temele care vor fi abordate vor fi stabilite în perioada următoare. De asemenea, în timp vor fi cunoscuți și invitații care vor ajunge în municipiul nostru la conferință.